Bine v-am găsit, stimați telespectatori, iată sunt la Mancheicea, că tot este generalul Ciucă, premier desemnat și să fie aici încheiat la tunică. Sunt la București, am supraviețuit călătoriei de la Găcești la București. Am supraviețuit pentru că dacă faci drumul 85 la european și supraviețuiești, ești chiar un erou. Joi, 21 octombrie, președintele Klaus Iohannis a ieșit, a convocat consultări pentru joi. Și l-a desemnat pe domnul Ciucă, Nicolae Ciucă. Ia să vedem momentul. În acest sens, am fost foarte mulțumit și bucuros că Partidul Național Liberal a venit cu o nouă abordare, s-a votat acolo în unanimitate un candidat care mi-a fost propus în persoana domnului Nicolae Ciucă, aici prezent. Analizând întreaga situație, discuțiile și trăgând concluziile care se impun, am decis să-l desemnez drept candidat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Nicolae Ciucă. L-am invitat. La nici 5 minute după acea încheiere a discursului lui Klaus Iohannis și prezentarea lui Ciucă, am intrat la Alef News și am zis, în prostia mea, pentru că o să zic de ce în prostia mea, că e un plan și că acesta era planul. Planul de din la 1 septembrie, când s-a evit criza de guvern, s-a ajuns la Ciucă și Nicolae Ciucă va face un guvern minoritar care va trece prin de Parlament, nu cu sprijinul, cu votul PSD. În prostia mea, că trebuie să recunosc, am vineri seara la Gândul lui Cristoiu, chiar am susținut că acest guvern va trece foarte repede. Ia să vedem ce am zis eu. Discutat de Nicolae Ciucă va fi premier, va fi premier foarte repede, cred în formula, cred că va reuși formula unui guvern PNL-UDMR, din propriu spus cu sprijin în Parlament. Sprijin presupune, din partea PSD sau USR Plus, presupune o înțelegere, adică eu te sprijin în Parlament și în schimb ăsta tu îmi dai ceva. Acum, de ce am făcut această recapitulare? Pentru că nu va trece niciun guvern. Uite, vă spun de pe acum, deci, au ieșuat negocierile cu PSD, deși nu văd niciun rost, mâine cu USR va fi nimic și domnul Ciucă își va da înapoi mandatul și președintele, dacă își dă mandatul înapoi, poate să mai desemneze pe cineva. Pe Câțu, nu știu, nu-mi dau seama pe cine poate să mai desemneze, pe Chelemen Hunor. Și dacă pică și Chelemen Hunor, se termină tot spectrul politic. Că Parafila nu cred că de la, poate de la AUR, uite, pe domnul Călin Georgescu, dar ăla n-a fost propus. Deci, la ora actuală, după ce își va depune mandatul, domnul Ciucă, desigur că e loc, se mai poate, că dacă trece prin Parlament și cade, avem anticipate automat. Creează premisele, dar așa, mai poți să mai formezi un guvern. Întrebare, cine cu cine? Și eu cred, și acum o să ajung să explic și unde am greșit eu, eu cred că toate partidele vor o hârjoană.
anticipate. Lui Marcel Ciolacu îi vâră în cap niște așa zis sociologi, nu le mai dau numele, că știți, care toacă de bani, că PSD-ul stă acum bine în sondaje și că dacă sunt anticipate, PSD ia 40%. PNL are interesul pentru că dacă sunt anticipate, cât rămâne premier până prin martie. Și zice, bă, sunt premier, chiar interimar, mai aranjez pe acolo, poate câștig, da? USR Plus crede că va câștiga, AUR crede că va câștiga. Eu îi anunț pe liderii celor două partide, PNL și PSD, că vor câștiga ciuciu, iertată să-mi fie acest limbaj neanalitic. Pentru că dacă vor fi anticipate, vor fi prin martie, pe începutul aprilie, și vor câștiga AUR din partea AUR și USR Plus. De ce? Sunt două partide care n-au făcut nicio concesie acum, sunt partide ale exasperării, ale antipatiei, ale urii, vor ieși la vot numai electoratul acesta fanatic, și PSD și PNL fanatic, electorat de primari care îi scot pe aia ca pe niște babuini, dacă îi mai reușesc să-i scoată. Deci asta este, cred că va fi rezultat. Hai să spunem una în greșită. Puneți-vă în locul meu. Deci eu am crezut, deci când domnul, deci eu plec de la următoarea premisă. Eu n-am niciun document. Am niște intuiții. Președintele României este teoretic și practic omul cel mai bine informat din România, numai că are o armată de consilieri care le fac. Eu n-am nicio armată, da? Vine Helvi cu note, vine aia de la SIE, vine de la armată, vin documente, vin ăla, ai o imagine de ansamblu. Stai de vorbă cu politicieni, eu nu pot să permit să stau de vorbă cu domnul Ciucă, domnul Cățu, că n-am cum, într-un modest pensionar. Deci în momentul în care vine la tine, deci în momentul în care Florin Cățu vrea să-l revoce la 1 septembrie pe Stelian Ion sau tu îi dai dispoziție, ești sigur că încălcând acel acord, USR Plus va ieși de la guvernare, va face gălăgie, n-avea cum, era condamnat. Adică orice calcul simplu, nu trebuia să ai intuiți, să ai oameni pe acolo. Și atunci am zis eu, bă, e un plan, poate să-i președintele României. Președintele putea să, dacă Florin Cățu o lua razna, cum s-ar putea presupune ceea ce nu cred, nu cunosc, dar poate că a luat razna. Atunci, Klaus Iohannis nu îl spunea, măi, stau și mă gândesc, că ăsta e stilul, nu trebuia să-l revoce a doua zi. Bun, deci s-a produs acea criză. Păi asta a venit o bulip și bășeală, AUR Plus, care au făcut o moțiune de cenzură, care a fost amânată între PNL și PSD, după asta a depus PSD, a căzut guvernul. A căzut guvernul și la primile consultări. Și noi ne așteptam, acum să spun, bă, președintele, potrivit procedurilor, cheamă partidele la consultări și așa cum a zis și el, și numai dacă se conturează o majoritate, desemnează. Nu se conturează, mai spune, bă, duceți-vă, nicio problemă. Veniți la mine să desemnezi pe cineva. S-a dus la Cotroceni, s-a dus PSD cu nicio propunere, da, o aberație, pentru că tu dai jos guvernul și apoi n-ai nicio propunere de premier, ar trebui călcat în picioare ăștia de la PSD. Păi stai puțin, nu mai depui moțiune de cenzură. Bun, da, mă rog, PSD-ul este, de fapt nu-l conduce nimeni, este o confederație, sunt ca cum erau alea statele germane înainte de Bismarck. Fiecare face ce, fiecare e prinț acolo la ei, în județe, în grupări, a zis Dragnea. Bun. Și deci AUR nu a propus, a zis ceva vag, Călin Georgescu, dar n-a venit cu propunere, a venit domnul Kelemen Hunor, premier pe 7 luni, de așa era o prostie, premier,
după 7 luni. Premier și apoi vezi cum mai fi. Și PNL n-a venit cu nicio propunere de marele partid și a venit domnul Dacian Cioloș cu propunerea USR Plus. Domnul Claus Iohannis a ieșit și a zis că îl desemnează să fie, să facă guvern. N-aveam niciun domn, să aveți un duel, băi, că am avut impresia, băi, zic, au avut o discuție cu Dacian Cioloș și a avut o discuție și cu Câțu și s-au înțeles că de-aia sunt întâlniri de noapte, ne-au întâlnit cu tare, bă, facem din ăla, îl punem pe ăla și era și soluția ideală. PNL ia toate ministerele de linie, au premier pe Dacian Cioloș și, din punctul ăsta de vedere, Florin Câțu devine președintele Senatului, gata. N-avea cum. Constat că ăla pică la vot. Băi, zic, să fie un plan acolo, cu tot ce nu se poate. De fapt, i-a dat lui ăsta ca să poată să justifice un guvern ciucă, că eu credeam. Bine, miercuri cade guvernul, că parcă sunt în Caragiale. Bun, după ce cade guvernul, zic, bă, președinte, miercuri sau marți, nu știu. Președintele amână, că nu era nicio problemă, era vorba că miercuri nu știu unde pleca, amână consultările, că nu era nicio problemă. Nu, el anunță pentru joi consultări dimineața și că va desemna. Bă, zic, neamânând, că era limpede că nu se face majoritate, înseamnă că are un plan. Și mi-a zis așa, bă, a vorbit cu PSD, încă o dată cu PSD, nu sprijin, încă o dată, cum am zis și acolo, sprijin înseamnă negociere, înseamnă contract. Nu, poți să spui tu partid de opoziție, domnule, având în vedere, și așa și era situația grea prin care trece România, noi votăm guvernul ăsta. Nu, am mai spus, domnule, nu ne interesează dacă are program de guvernare, cine nu vrem, e bine că nu e Câțu, este un guvern condus de un militar, va face ordine, place și electoratului nostru un guvern de militar, bun. Așa am crezut că e înțelegere, că sunt foarte multe ori partidele în anumite momente grele, se înțeleg între ele. Bun. Zicând cei de la PNL, echipa câștigătoare, a zis că până miercuri noaptea că merg cu Câțu. Dimineața se întâlnesc repede în viteză și în 5 minute hotărăsc cu Ciucă. Și puteam să spun, stimați telespectatori, sunt un om normal la cap, ca și dumneavoastră. Bă, înseamnă că domnul președinte a vorbit cu Câțu și cu echipa lui al Pește Câștigătoare, Vulceanu și alea, și se merge pe varianta Ciucă. Posibil. Militar, ăla merge la Senat. Deci o înțelegere că președintele e, stă în palat, nu știu cine se duce la palat, că te poți duce la palat cu toți fără să știe nimeni de pe planetă, în afară de americani din cosmos și rușii chinești mereu. Bun. Și așa, de-aia am zis, nu eram prost. Păi, de ce? Pentru că, de ce am spus că nu e, că e fezabil? Pentru că dacă făceai guvern acum cu majoritate, cu USR, trebuia să negociezi, n-aveai, chiar dacă USR era de acord, să faci ăla și să dai postul de ministere și o discuție întreagă și dâns și primul ministru, USR-ul n-ar mai fi vrut să dea din posturile alea, o complică, zic, mă, e repede. Parte de la o justificare, da? Și nu o justificare, este chiar o chestiune de interes național. Mă lasă, dracule, mă, câteva luni. PSD-ul, bă, câteva luni, mă, până în februarie, martie, cât de cădea PSD-ul în sondaj. Bun. Și mi-am dat seama, aflu în seara asta, așa că o să pici, că nu e nimeni de acord cu Câțu. Că nu e nimeni de acord. În primul rând că aflu azi că au avut loc negocieri între PSD și PNL și Lăvișoara. Pe care, mă, negocieri? Că domnul Ciolacu ne-a spus că se face un armistițiu. Ce înseamnă? Adică, ce înseamnă armistițiu? Încă o dată, așa înțeleg și eu.
având în vedere situația foarte gravă, că românii chiar vor un guvern plin, chiar dacă e minoritar, îl votează. Oricum nu poți să depun până în 1 februarie. Și la 1 februarie poți să depui 20.000 de moțiuni de cenzură. Cade guvernul și nu știu, vii tu, PSD. Și că ieșea negocieri. De ce trebuie negocieri? În același timp, în timp ce teoretic erau negocieri, vine unul, Florin Câțu, Câțu Mățu, și zice că și el nici vorbă cu PSD, ce mă roși. Păi mai bun, sunteți nebuni? Păi, de cât de bun simți? Adică ești în negocieri cu ăla, vrei să te însori cu ea, nu te însori, nu știu, să cumpere împreună o mașină. Mă dă o dracule, te stăpânești, nu. Dar, de fapt, cei care au subminat acest pe Câțu, pe Ciucă, sunt ai lui Câțu. Cum ai lui Câțu? Oi, dă mine! Deci au subminat pentru că nici PSD, și PSD-ului și PNL-ului nu le convine Ciucă. De ce nu le convine? Că ei vor să fie nepoțismul. Ei zic așa, că cele două partide sunt partide de clientelare, de nepoțele. Și bă, puțin, vine ăla și face o instrucție cu noi, nouă ne trebuie unul acolo care să ne duce, domn șef, noi vrem pentru iubii să-mi dați un post, pentru cumnată mea să dai un contract. Și ăla zice, că te liști, că da mă, stăiți, că putem să-i spui lui Ciucă. Mai ales că nu e om de partid. Și atunci au hotărât domnul Câțu și ce a zis el? Câțu Mățu, cu gașca lui. Până la urmă, având și el dreptate, adică, nu, având dreptate gașca lui, deci el a fost impus în fruntea acestui partid, că de-aia l-am arătat acolo la congres, zberau 100 și restul nu ziceau nimic. Pentru că tuturor lor care au trecut de partea lui, li s-a spus, bă, va fi premier și vă va da fripturici, fripturici și posturi pentru nepoțici, nepoțici cu cizmulițe și fustiță. Asta li s-a zis. Și deodată i-a zis, bă, stai puțin, după ce că e ca la aia, bă, mă însor cu ea, sigur că e ca dracu, bă, da, are iacht, are avere. Și după ce te insula, zice, păi nu are mă nimic. Păi bă, după ce că m-a înșins cu una urâtă ca dracu, nici avere n-are. Că așa o mă iertam, nu știu, mă uitam la automobilul pe care îl aveam și la vilă și la ăla și mi se părea frumos, așa și la ăsta. Da? Deci după ce că și l-au votat pe Câțu, care cred că mulți din ei ținându-se mâinile, blestemându-și mâinile, tăindu-și-le după asta, ardându-le cu acest sulfuric, au mă să mă trezeau și fără el premier. Deci cel care l-a lucrat foarte tare este chiar Câțu Mățu, ca dovadă că e în timpul negocierilor. Bun. Unde am greșit eu? Eu am greșit că nu mi-am amintit că tot eu am scris un eseu de vreo 200 de pagini, nepublicat, evident, că de obicei un proiect, când l-am terminat, despre negocierile privind armistițiul dintre România și URSS înainte de 23 august. N-are niciun rost. Cred că sunt doctor. Deci, cam prin 40, sfârșitul 43, Mareșalul a zis, bă, asta e. Și au început niște negocieri cu rușii, cu Stalin. Stalin îl voia pe Mareșal. Că el n-avea nevoie de lui convenea mai mult mareșalul decât opoziția aia. Că era democrație și el voia să vorbească cu unul, nu cu un Ciolacu care conducea partidul, nu că la Ciolacu acum intră toți părând și îl influențează. Bun. Și atunci au început niște negocieri la Stockholm. Mă rog, deci la Stockholm era o ambasadoare rusă, Kolontai, și ea era, noi am trimis de aici, din România, mareșalul, un tip să negocieze. Că, bă, n-a apucat să plece ăla, am dovezi. Și s-a dus, s-a luat legătura cu ea, aia i-a transmis niște chestii din partea lui Stalin.
Cum plecau al nostru pus de trimis de mareșal, venea omul regelui, apropo, că tot îl sărbătorim noi acum, din Camarilă, nu cred că știa rege, Camarilă. Și zicea, nu, negociați cu noi. Nu, bine pleca ăla, venea omul Maniu. Doamna ambasador, negociați cu noi. Și problema era că mareșalul nu voia să dea Pasarabia. Băi, Maniu, regele, dăm toată și Basarabia. De ce nu voia să dea mareșalul? Pentru că și el zicea în felul următor, bă, de dragul Basarabiei a căzut un rege. Și 23 august, lovitura a fost posibilă din cauza acestei Basarabii. Vă spun cum. Deci, mareșalul ajunsese totuși cu negocierile, dar rușii și, sigur, sprijiniți și de occidental, nu voiau să dea Basarabia. Și atunci mareșalul a stat de vorbă cu Gheorghe Brăteanu, care era din partea opoziției, și a zis, bă, spuneți lui Maniu și lui ăsta că eu sunt de acord să semnez armistițiul, acolo să fac o scrisoare că sunt și ei de acord. Maniu Brăteanu zice, bă, dar ce, bă, dă-l în măsă, dar ce, lasă-l să semneze el armistițiul fără Basarabia și noi, când, după ce el semnează, dăm jos și facem gălăgie că de ce îi dă Basarabia. Ei nu știau că vin ruși. Vineau ruși. Asta a fost România, asta a fost clasa politică. Bă, un moment, bă, deci presebire de finlandești care au fost uniți în timpul armistițiului, până și nemții au fost. Noi, ungurii, noi până în ultimul moment ne-am mâncat unii pe alții, că fiecare din ei, dar să vezi ăla, Titel Petrescu, fai dă-mi, Tătărescu, fiecare din ei, pe unde avea canal, se ducea, spunea, noi dăm și mai mult. Și mai. Așa că ce mă mir eu ca acum, încă o dată, România are nevoie urgentă de un guvern cât mai repede. Cât mai repede și nu era nicio problemă. Există anumite momente în istoria unei țări când clasa politică se înțelege, mă rog, dar fără publicitate, spune, bine mă, gata, am înțeles, e în interesul României. Nu, ei vor acum să se hârjonească cu alegeri anticipate. Asta vrea Ciolacu, mai ales Ciolacu. De fapt, el nu vrea, dar la el, încoate, v-am mai spus o mie de ori, Marcel Ciolacu nu conduce nimic în acest partid. Sigur, el supraviețuiește când face așa, vine Gabi Firea cu Pandele, nu cu Pandele, cu Stănescu, că ea face cuplu cu Stănescu, îi zice ceva, el zice, da, face la televizor și spune, și vom face și vom drege. Când se întoarce de acolo, vine Dâncu cu Grindeanu, cu Simonescu, Gașca. Și zice, nu, cum ai făcut așa ceva? Și el zice, la televizor repede, scrie pe Facebook, vom face și vom drege. Opus la ce a zis acum 10 minute sau 20 minute, da? După asta vine aia, Buzatu, Arsenie, nu știu. Da? Iar îi spune ceva. Și atunci el, navigând printre grupările astea, nu are politică parte în joc. Pentru că în cazul de față, repet, îi convocă, îmi spunea, băi, oameni buni, bă, ne dau foc ăștia la case, ne aleargă cu furcile. Românii, dacă noi acum nu sprijin, nu acord, nu vrem nimic. Și că acum a ieșuat pentru că Dâncu și cu Grindeanu l-au convins, domnule, vrem și noi posturi în guvern, băi, neghiobilor, dacă vrei să faci guvern de Uniune, PSD, PNL, trebuie să negociezi asta timp de vreo jumătate de an, nu poți face așa peste noapte. Vor și un post. Nu și acolo, ouăleu, un post în guvern, vă câte o ăsta, gagici. Ăla, nepoțelele, stau acolo în poziție de start. Deci asta este, nu știu, există și varianta că vor mai încerca acum, că dându-și mandatul, el se mai încearcă încă o dată cu, adică, nu știu, există și varianta că îl pun pe Barna, că nu vor pe Cioloș, că nu-l suportă pe Cioloș. Nu. Eu cred că pot să-l pună pe Chelemen Hunor, da? Da, la Chelemen Hunor, încă o dată, măcar la Ciucă, tu PSD aveai argumentul, bă, am pus un guvern aproape militar, nu, și ce, dacă face Chelemen Hunor guvern, Chelemen Hunor, cum își face majoritate?
Adică intră PSD, nu că PSD vrea post, intră USR plus, nu. Deci tot guvern minoritar și PSD va vrea postul și USR va avea postul. Mulțumesc, la revedere!